Iată-ne la o nouă ediție a proiectului Personalități Culturale Piteștene, desfășurat de către Centrul Cultural Pitești de anul trecut încoace. De această dată o avem invitată pe îndrăgita și extrem de talentată actriță Luminița Borta din Pitești, cea care și-a dedicat, încă din liceu, cred, viața teatrului. S-a născut la Bacău, după care, împreună cu părinții, s-a mutat la Pitești în 1975, terminând ulterior liceul Zinca Golescu. Aș vrea să ne oprim aici pentru o primă întrebare. De ce părinții dumneavoastră s-au mutat la Pitești? Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc Centrului Cultural, doamnei Carmen Salub. Mulțumesc frumos celor care au venit să vadă discuția noastră. Ce să vă spun, sunt născută la Bacău, într-adevăr, sunt născută în 1961 și la 5 ani, deci în 66, am venit cu mama aici. Eu am mai spus lucrul ăsta, la un moment dat chiar am făcut și un proiect care funcționează acum, cu alcoolici anonim. Tata, din nefericire, era alcoolic și mama n-a mai rezistat și s-a întors acasă, ea fiind din zona asta, având rude aici. După foarte scurt timp, că eu am fost dată la cămin săptămânal ca mama să poată meargă la servici, într-o sâmbătă când am fost adusă acasă, hop, ne-am întâlnit cu tata. Și s-au împăcat pe ideea asta că uite, copilul să aibă și mamă și tată, și au mai dus-o așa. La un moment dat, chiar eu, când eram în clasa a 5-a și trebuia să mergem la plajă și tata nu mai venea de la cârciumă, nu știu cum, stăteam totdeauna lângă o cârciumă. Așa, mama a zis, nu mai mergem la plajă, m-am dus după el. Cred că sunt așa, să zic, curajoasă, pentru că eu de mică am mirat în cârciumi. L-am luat pe tata să vină la masă, să vină acasă. Așa, și a venit destul de obosit între noi. Și mama a zis, nu mergem, că ne face de râs. Și am zis, îți promit eu că o să meargă drept. Mama zice, nu-l vezi că se clatină. O să meargă drept. Și cum eram eu micuță, slăbuță acolo, tot îi ziceam, tati, mergi drept. Mama era cu sacoșele de plajă, ca atunci. Te duceai cu pătura, te duceai cu mâncare, cu apă, cu chestii. Și la un moment dat tata a obosit, noi stăteam pe Dumbrave în perioada aia și stăteam în capătul ăsta dinspre izvor. Când am ajuns înspre pădurea Trivale, la intersecția aia, cred că a obosit de îndemnurile mele să meargă drept, a dispărut. Și atunci m-am simțit foarte umilită. Poate că ar trebui să fiu și acum, dar nu sunt, pentru că fiecare are povestea lui de viață. Și am zis, mamă, eu zic să ne despărțim de el dacă nu eu plec de acasă. Acum și mama s-a lăsat impresionată de durerea mea. Noi stăteam într-o singură cameră și era cam greu. Când venea tata obosit, nu dormeam toată noaptea, chestii de-astea. În sfârșit. Și de asta s-au mutat aici, însă, tata. Totuși, 1975, eu mi-am 1966. Făcut... 1966? Eu mi-am făcut documentarea, am citit în Enciclopedia Argeșului și nu Mușelului. Nu era corect, nu. Că, și spune de 1975. Nu. Domnul Sebastian Tudor, în istoria teatrului Alexandru Davila, vorbește tot de 1975. Da, pentru că nu am scris în CV-ul meu că am absolvit școala generală numărul 9. Am scris direct că am absolvit liceul Zinca Golescu. S-a presupus că dacă sunt născut în Bacău și prima școală absolvită notată este una din Pitești, ar fi reieșit așa. Nu, am făcut școala numărul 9 din clasa 1, am fost la cămin săptămânal la Ștefănești. Adică mă identific cu orașul ăsta, cu zona asta, cu toate că viața a fost în așa fel încât după terminarea facultății de teatru am primit repartiții, erau doar două locuri de fete, pentru că noi în anul acela, în 1985, la Târgu Mureș, unde am făcut eu facultate, am terminat două fete și trei băieți. Și două locuri de fete, unul era la Petroșan și unul era la Bacău. De obicei când te duceai la Petroșan, de exemplu, colegii Magda Catone, Claudiu Blionț au stat nu știu câți ani acolo
pentru că nu se deau drumul să pleci. Erau aia 3 ani de stagiatură și ai fi putut să pleci, dar ei având colaborări în București și chestii de genul ăla, directorul le calcula, cred că pe zile, pe spectacole, nu știu cum, că au stat mai mulți ani decât 3. Și eu știam lucrul ăsta și mama mi-a zis, zice, mă, dar eu zic mai bine te duci la Bacău, e tantita Maricica acolo, sora lui tata, ieși tu cu niște rude. Și într-adevăr a fost foarte bine, pentru că la teatrul din Bacău, care e un teatru eu îl iubesc și acum, oameni foarte talentați, foarte calzi, am făcut turnee într-o veserie, erau între teatrele care făceau cel mai multe turnee. Am jucat roluri frumoase. Acolo, ca actriță, am primit marele premiu la Costinești, la Gala Tinerilor Actori. Am mai primit premii de interpretare. Deci a fost o perioadă foarte frumoasă. Cei 3 ani de stagiatură chiar m-am simțit foarte bine. Și faptul că m-am reîntors exact pe strada Iernii. Noi am stat pe strada Iernii, unde este teatru, unde este spatele teatrului, cum ar fi, într-o casă care atunci când am venit eu la, în 85 la repartiție, am văzut că a fost demolată și era blocul în care stătea directorul teatrului, domnul Stelian Preda. Și m-am simțit așa, dintr-o dată, că uite, sunt 24 de ani, sau eu știu, aproape 20 de ani de când plecasem de acolo și sunt așa ca într-o mașină a timpului. Mi-a fost foarte drag. Când ați prins drag de teatru, ați locuit, cum mărturisiți, chiar pe strada cu Teatrul Bacovia din Bacău. Da. Vă gândeați atunci, copilă fiind, că... Da? Da. Că da. De atunci vă dorea să ajungeți actriță. Da. Tata... sunt niște chestii foarte subtile. Oamenii care au niște adicții sunt niște oameni foarte sensibili, foarte inteligenți. Acum nu că trag eu spuza pe turta lui tata, dar așa este. Și el era pasionat de teatru, de cinematograf. Pe mine m-am dus la teatru și la cinematograf de foarte mică. Probabil că doctorul pediatru i-a zis mamii că sunt un copil precoce. M-a mai intrat în cap, m-am dus la Casa de Cultură, la balet, la chestii, la nu știu ce, poezii învățam repede. Pe la 3 ani învățasem pe de rost într-o carte de poezii de copii. Nu știam să citesc, dar știam când se termină rândul. Și așa făceam cu mâna, cu degetul, terminam rândul. Și țin minte că mama se pricepe la croitorie. Nu era chiar croitoreasă, dar stând acasă trebuia să mai câștige un ban. Și veneau doamnele cărora le făcea, câte o roche, o fustă, chestii. Și țin minte că stăteam pe o liță și citeam așa și era o doamnă care i-a spus mamei, doamna Borta, fata noastră e un geniu, citește la 3 ani. Și mama zice, nu doamnă, m-a învățat pe din afară rândul, mi-a tulburat genialitatea de mică. Da, de atunci mi-am dorit și după aia când s-a împăcat mama cu tata, am venit la Teatrul Alexandru Davila și aproape la fiecare spectacol și eu dormeam în față, deci părinții mei că veneau în ultima clipă să cumpere bilet, prindeau pe undeva, prin spatele sălii. Și mai găseam câte un locșor prin față. Doamne, cel mai bun somn din viața mea, atunci îl trăgeam, că eram mică și nu rezistam la întregul spectacol, dar mă mângâia așa de tare și replica și atmosfera aia. Pentru mine a fost și încă este, teatrul este lumea sufletului meu. Sunt extrem de recunoscătoare că pot să fac profesia asta. Când ați început să jucați pur și simplu teatru? Am văzut că la 18 ani, elevă fiind la Zinca, ați debutat pe scena teatrului Alexandru Davila, parcă în rolul Irina. Da, Irina din Un accident bizar de Dan Văitanu. Cum a fost? Eu mă duceam... Bine, și ca elevă de școală generală, tot ce era cu teatru, Casa Pionierilor, pe unde mă primeau și pe mine mă duceam. Și eram cursantă pe unde se putea. Ați luat lecții de teatru? Dintotdeauna. Adică de când s-a putut. De când am putut să mă duc la chestii care erau gratuite, dar pe vremea aia cam toate erau gratuite. La Palatul Culturii nu era gratuit, lecțiile de chitară erau 150 de lei, ori pe lună, ori pe trimestru, ceva de genul, dar m-am dus la lecții de chitară, teatru.
creație literară, de toate, așa. Cine erau profesorii? Erau actori? Era Valdobrin? Cine? Era la Casa Pionierilor, era doamna Dorina Barbu, pe care o iubesc, soția fotbalistului Ion Barbu. Minunată era, absolut minunată. Peste tot ne duceam, unde era de recitat, copii, acolo eram. La balet era doamna Sidonia Micleuș, Dumnezeu să o odihnească. De asemenea, doamne, țin minte că odată ne-a dat niște tutiuri așa de frumoase, așa mă vedeam și eu așa frumoasă, de un 1 mai, că trebuia să defilăm. Și mai aveam o vecină, ea n-avea tutiu, avea tot așa o rochiță de balet, dar cred că era în altă grupă față de mine și nu avea o chestie așa frumoasă. Și în ziua de 1 mai, când să ne ducem, bă, pe ploaie m-aș fi dus, deci mă duceam oriunde, cum era atunci, să reciți pe frig, pe chestii de-astea, eu eram, recit, orice. Și mă îmbrăcasem cu tiutiul ăla și mă uitam pe geam. Mama de obicei pleca la serviciu și eu trebuia să mă descurc, să mă duc. Unde aveam eu activitățile, scriam. Țin minte că eram și la un cenaclu. Și am scris odată, sunt la cenac și lu mai încolo. Și mama zice, la ce cenac s-o fi dus? Unde o găsesc? Așa. Și îmbrăcată în ăla și stăteam acolo pe marginea scărilor din casa unde stăteam. Stăteam la un unchi al mamei gazdă. Și mă uitam, zic, bă, nu se mai termină cu ploaia. Prietena mea, Jenny, care stătea peste drum, zice, fată, eu mă bucur că rochia mea nu e așa frumoasă ca a ta. Și nu ne-am mai dus să defilăm frumoasele văduțe. Deci doamna Dorina Barbu, doamna Donia Micleuș, la Palatul Culturii era doamna Dănescu, profesoară de chitară. Domnul Dobrin, m-am dus când eram la liceu, la Palatul Culturii, pentru că dumnealui nu primea copii așa buni. Iubita mea doamnă dirigintă din școala generală, doamna Popescu Aurelia, care făcea piese de teatru. Nei, că păi am făcut odată un domnul Goie, eu eram bunică, mamare. Păi nu mai era domnul Goie, era mamare și acolo o micuță chestie cu domnul Goie. 12-13 ani bunică. Da, 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 păi așa eram toți copiii, piesă. Mamare era pe primul plan. Cred că Caragiale ar fi fost trist când ar fi văzut că piesa nu era domnul Goie. Așa. Și am mai făcut și câștigam premii pe la concursurile astea, așa. După aia și în liceu și doamna dirigintă Fulgeanu Aretia, de asemenea, piese de teatru. M-am dus tot la un concurs ăsta cu Cântarea României. Am luat premiul întâi pe județ cu Miorița. M-a văzut domnul Cornel Poenaru, apropo cu teatru. Domnul Cornel Poenaru, care era actor la Teatrul Alexandru Davila, care pregătind, m-a pregătit-o pe Adriana Trandafir, pe Mirela Cioabă, pe, bă, toți ăștia mari actori. Și mamă, mi-a venit și mie rândul să mă pregătească. Și m-a văzut la concursul ăsta și a zis, măi, e bine, nu știu ce, uite, eu am ore la Școala Populară de Artă, să vii de la anul, că era cumva pe primăvară. Și m-am dus la ore și am zis, eu vreau să dau la facultatea de teatru. Acum mă vedeți cum am ochelarii. Atunci erau mai subțiri un pic, dar eram eu mai slabă. Și cu toate că mi-era drag, aveam o neîncredere în mine pentru că mă duceam peste tot, adică simțeam eu așa în mine că asta trebuie să fac, dar nu pot să zic că mi-a zis cineva, hai, du-te în continuare, fă! Era pe sistem, bă, chiar eu îmi doream, eu asta am și doresc de la oamenii cu care lucrez eu la rândul meu. Eu te încurajez, te ridic, dar tu să-ți dorești, tu să vii, tu să simt în tine frumusețea aia a gândului că, băi, asta este pentru mine. Așa. Și m-am dus la curs și vreau să spun că peste tot să faci așa, am și eu tendința să fac asta. Când vezi că unul e talentat, în ăla dai. Știi, pe sistemul, bă, dai tot în băul care trage. Așa. Și, bă, mă ținea domnul Poenaru, bă, nu e bine acolo, nu e bine dincolo, nu e nu știu ce. Plecam dărâmată. Eu când eram, bine, și acum stau cocoșată, dar când eram mai mică și mai slabă, cocoșenia asta mi se vedea rău de tot. Plecam de la cursuri terminată. Și la un moment dat zice, să faci o piesă la teatru, avem nevoie de o fată, Luminița, să vii la repetiție. Deci eu care aveam convingerea că sunt muci praf, dintre toți copiii, toate fetele astea, pe mine m-a luat. M-am acolo, am făcut o lectură la masă și mi-au zis, te mai căutăm noi. Și că am fost proastă. Și m-au chemat direct la punerea în scenă. Că au zis că ai fost bună, ți-ai dat seama despre ce e vorba la prima lectură, e foarte bine ce se întâmplă.
Și așa am ajuns la piesa aia. Nu era un rol foarte mare. Probabil că tinerile actrițe din teatru au zis, bă, dacă nu e un rol mare, nu ne convine. Hai să joace o fetiță de asta. Și mi-a oferit mie șansa să la mă bucur. La 18 ani, da. Eram cu Angela Radoslavescu. Eu, pentru mine, Dumnezeu să o odihnească. Doamne, eu așa de mult am iubit actorii de aici, iubesc în continuare, chiar dacă s-au dus și unii, pe unii mai avem printre noi. Țin minte că Angela avea o față nemulțumită de viață. Cum era ea? Mă, și când s-a machiat înaintea repetiției pentru fotografii, ce naiba a pus acolo? Niște pudră, un ruș și un creion. S-a transformat din... Oh, mergea ea așa... Poate că țineți minte cum mergea pe stradă și avea fața aia nemulțumită, așa, nu știu cum. Și dintr-o dată a devenit zână. Pentru mine ăla a fost momentul în care mi-am dat seama, bă, în meseria asta chiar ai strălucire dacă vrei. Așa, era Angela, era domnul Demniculescu, era domnul Constantin Stavril, era domnul Petrică din Uliu, era domnul Cornel Poenaru, era domnul Eugen Ungureanu, domnul Petrică Dumitrescu ne-a făcut fotografiile, un afiș foarte frumos. Și domnul Mihai Radoslavescu regiza spectacolul. Și țin minte că, neavând așa un sprijin, o chestie de genul ăsta, m-am întâlnit odată cu dânsul și am zis, eu dau la teatru, pot? Zice, când mergea dânsa așa ușor, mergeam pe lângă spitalul militar. Ce mai, ce să spun? Hai, ești bună, dar în spectacolul ăla ai fost de 8. Bine, nici n-aveai rol de mai mult. Era așa, pe stilul ăsta. Nu-mi dă nimeni nici în cap, dar nici mă ridică. Știi, adică tot la mine era mingea. Eugen Ungureanu, la fel. Zic, eu dau la teatru. Ce ziceți? Ce, băi, eu știu ce să spun. Să vorbești cu mine, să vorbești cu nevastă mea. Era în sura cu Olga Delia Matescu. Domn Cornel Păienaru îi plecase soția peste hotare, nu mai avea voie să fie profesor la școala populară, să nu știu ce zic. Domn profesor, vă plătesc în plus, haideți, vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine, eram praf, muci. Pardon de expresie că o folosesc cam des. Scuze. E în dicționar. Vă rog să mă scuzați. Așa, și m-am pregătit singur, așa ca să zic. M-am dus la Târgu Mureș, domn Dobrin m-am primit în trupă când eram în clasa 11-a. Plecase Marina Vidoni la Piatra Neamț și avea nevoie de o fată în genul ăla. Și am avut noroc că am dat un concurs și m-a selecționat în trupa dumnealui. Și domnul Dobrin mi-a spus chestia asta. Zice, băi, tu n-ai pile? Nici mă vedea așa să zici, bă, mă, strălucitoare sau cumva. Că nu sunt. Nu știu cum să zic. Eu în viața de zi cu zi, cred că am citit prea multe cărți cu fete bune. Și în viața de zi cu zi tot am tendința asta să par fată bună, știi? Să nu mă dau... Acum mă dau așa. Că zic că e despre faptul că sunt actriță, dar în rest nu. Mă vedeți pe la coadă, pe la astea? Eu sunt. Așa. Și nedându-mă, nu știu cum, că nu poți în viața de zi cu zi, decât pe scenă, una lume zice, bă, asta e o fetișoară. Nu sunt. Așa. Deci și... adevăratul debut pe scenă, unde a avut loc? La Pitești sau la Târgu Mureș? La Pitești, în acest spectacol. Deci eu pot să zic că sunt de la 18 ani pe scenă, pentru că intrând la facultate, deci un an am picat, ca să vă spun cinstit. Ați picat? Dar, da, a doua sublinie. În ce a constat examenul? Pentru că pentru cei care de astăzi, care nu știu, erau câteva locuri. Da. Pe țară pentru actorie și un loc, două pentru regie. Pur și simplu, sau erau ani în care nu se scoteau la concurs. La regie, pur și simplu, la actorie au fost pur și în fiecare simplu. An. Astăzi, acum, sunt sute de facultăți particulare, intră foarte multă lume. Da, e adevărat, dar acum e mai trist. Înainte vreme, chiar dacă erau puține locuri și intrau, cei care intrau, ăia puteau să profeseze. Acum intră toți, din păcate profesează numai aia care au stomacul tare. Da. Nu. Nu e suficient talentul? Nu. Trăim sub chestia asta că talentul este suficient. Nu e nici pe departe. Să ai o conștiință trează, să te vezi pe tine în ceea ce ești și ceea ce faci. Simplu talent este ca și când ai trăi într-un haos frumos. Să ai mușchitar la stomac, să nu-ți vină să vomiți de fiecare dată când ți se spune câte ceva nasol, să te vezi pe tine
în niște situații care ți se potrivesc. Sunt multe de spus. Talentul este ceva necesar, dar nu suficient. Nici pe departe. Să ai memorie? O, Doamne, dar memoria nici nu se mai pune. Memoria este ca și când ai merge. Când ai memorie, dacă nu mergi, ce faci? Sunt niște lucruri foarte subtile. Arta asta nu întâmplător a fost adusă omului de mii de ani. A participa la un spectacol de teatru, fie din postura de creator, fie din postura de spectator, care este tot un creator, reprezintă o purificare. Dacă noi, în subconștientul nostru, nu este nevoie să avem niște fețe de alea, mama, mă duc la purificare, mă duc la teatru, da? Dar dacă suntem conștienți de cât de importantă este această artă, de faptul că teatrul a fost numit o biserică laică, pentru că, așa ca și biserica, dar cu alte mijloace, se ocupă cu purificarea sufletului nostru, atunci lucrurile ar fi mai bune. Dacă creatorii, pardon, de cacofonie, de teatru, s-ar întoarce întotdeauna la rădăcinile teatrului și s-ar gândi, chiar dacă este o comedie, nu o facem așa, ci o facem cu gândul ca omul să plece înălțat spiritual, lucrurile ar fi mult mai bune. Este o artă completă, complexă, o artă de care te îndrăgostești fără discuție pe viață. Eu sunt pasionată, cred că de aia sunt și așa smucită. Și că mă vede una lume liniștită așa și la un moment dat, și teatru. Și eu intru într-o vibrație așa. Ce aveți, doamnă? Bine, sunt pasionată. Nimic. Ce ați recitat la examenul de la Târgu Mureș, de la Institutul de Teatru? Și ce ați mai fost pusă să faceți? Da, că nu am respectat întrebarea, nu am răspuns la întrebare. Atunci, examenele, într-adevăr, erau cam 100 pe loc. Noi eram câteva, cum să spun, erau trei locuri, dar până la urmă am rămas doar două fete. Și la băieți era la incorporabili și la neincorporabili. Și am intrat trei fete și patru băieți și am terminat, am intrat trei fete și patru băieți și am terminat două fete și trei băieți până la urmă. Intraseră doi la incorporabili și doi la neincorporabili. Întotdeauna, până la Revoluție, la examenul respectiv era proba eliminatorie, pe care cred că multă lume care a dat la teatru o știe. Spuneai o poezie, două, trei, te vedeau. Eu nu mi-am dat seama prima dată în smucenia mea. Eu am zis, mă duc, recit, mă plac, nu mă plac, asta e, sunt admis, respins, admis. Treceai la etapa a doua. Etapa a doua erau alte poezii, era mișcare scenică, era auz muzical, era monolog, era povestire. De asemenea, fiind foarte puține locuri, ei se cam orientau de la prima etapă cam care e, cum e. Eu eram cu Nevrim Batistă, pentru că nu aveam chestia asta că am lucrat cu un profesor sau ceva de genul. M-au dus acolo, de nebună. Și după prima etapă, admis. Mie nu mi-aveți să cred. Da, admis, ce bine, m-am pregătit singură. Atunci am dat examen cu Ioan Ghiuri Pascu, a picat și el, cu Sandu Bindea, a picat și el, cu Teodora Mareș, a picat și ea, cred. Sau un an următor când am intrat eu, a picat și ea. Mulți. Pentru că eram o mânuță de copii, practic, dar așa era, așa, bine. Când ne-am dus la celelalte probe, dintr-o dată mi se părea, era domnul Constantin Codrescu șeful comisiei, pentru că dânsul era atunci șeful Catedrei de Teatru în Limba Română, da. Din păcate, când am intrat eu la facultate, dacă intram în primul an, aș fi fost studenta dumnealui, dar numai un an, că mi se pare că atunci a plecat, ceva de gen. În sfârșit, l-am apucat doar la comisie. Și cum să zic, simțeam că mă plac, dar nu mă plac suficient. La sfârșit a fost și Amza Pelea în comisie, pentru că Oana Pelea dădea examen la București în anul acela și a intrat și a fost o chestie de etică profesională să nu facă parte din comisia de la București și a fost trimis la Târgu Mureș. Și știu că mi-a zis Amza Pelea, după ce am zis, deci aveam un monolog, o povestire, îmi făcuse monolog din Shakespeare, din Cum vă place, Rosalinda,
și povestire din Fetița cu chibrituri. Poezie aveam din Marin Sorescu, din Jacques Prévert, o căruță, binecunoscută Mioriță, pentru că erau cinci genuri de poezie: lirică, de forță, poezie populară, fabulă și filozofică. Așa. Și chiar trebuia să citești, chiar trebuia să știi, mai ales cum am pregătit eu singură, deci eu chiar m-am pregătit serios, așa, de capul meu, și eu mi-am făcut singură repertoriu, eu mi-am făcut monolog. Nu găsești întotdeauna un monolog așa cum îți trebuie. Și trebuie să selectezi și să ai, cum să spun, să pară că vorbești cu cineva, dar tu să continui, așa. Înseamnă că ați petrecut mult timp în biblioteca, da, județeană. Da, da, da. Să căutați. Da, sigur. Așa. În sfârșit, ce am picat a doua sublinie, eu eram și cu mama acolo la Târgu Mureș, mama a mărâta, zice, păi dar tu știai că ai picat. Păi de unde știam? Păi am văzut că ai luat notă mică, luasem 5.40 la monolog. Și zic, păi da, tu n-ai văzut celelalte note cum erau? Adică 5.40 era măiastră față de alelalte. Și zice, da, am văzut, m-am și gândit, ce proști sunteți că ați venit să dați la chestia asta. Așa. Așa, și fiind a doua sublinie, n-au cam prelucrat, am zapelea, mi-a zis, zice, trebuie să înțelegeți că noi vă vorbim nu numai ca profesori, ci și ca părinți. Când mi-a zis chestia asta, automat am început să plâng. Zic, am picat. Cineva zice, am zapelea. Am zapelea, da. Și, da, de ce plângeți? Păi am picat. Și, păi de unde știți că noi n-am publicat rezultatele? Păi încă felul în care vorbiți cu mine. Ia uite, domnule, acolo. Și mai veniți și la anul, vă așteptăm, domn Codrescu a zis, Luminița, te așteptăm și la anul, știu că o să te pregătești foarte bine, așa. Și m-au lămurit, mi-au zis, prea copil, prea, eu așa sunt și acum, deci m-am schimbat foarte mult de atunci, prea copil, prea emotivă, prea, cum să spun, ce ți-îngușă și încăpușă, mai fi și altfel, chestii de-astea. Când m-am dus în al doilea an, m-am pregătit cu domnul Gabriel Gheorghiu, care era actor la teatrul de operetă și care era și profesor de tehnică a vorbirii în IATC. Și el mi-a explicat că felul în care vorbeam eu, vorbeam foarte așa. Bă, dar nu știu, eu văzusem multe filme românești, ați văzut că toate ingenuele din filmele române. Cu tăreță! Bă, dar nu conta cine e actrița. O auzeai pe una, nici nu te mai gândeai. Cine e, mă? Ionescu, Popescu, Trandafirescu. Cu tăreță! Ce ai făcut? Oh, George! Dar de ce s-a întâmplat asta? Așa vorbeam și eu, că văzusem filmele românești din anii 60, da, da. Nu erau așa? Da, da, anii 50 și anii 60. Ce zici, pică tu? Ce faci tu acolo? Mai prostule, ce ești? Păi ce, eu de unde să văd? Eu dacă vedeam actrițele de la teatrul nostru cu voci profunde și nu știu ce, bă, tăticule, eu vreau să joc film, adică pe mine mă bași cu voce așa. Așa. Și domn Gheorghiu mi-a explicat, vocișoara aceea nu e bună pentru scenă. Tu te pregătești pentru teatru, tăticule, că la noi nu există actorii de film. Era de anul 3-4 și la Târgu Mureș am făcut mult actorii de film. Așa, dar era normal. Și m-am făcut exerciții de voce, zenomenomeno, iazuzie, chestii, nu știu ce. De respirație, probabil. De respirație, chestii. Și când m-am dus la examen, mi-a zis, nu te îmbrăca cu fiecare roche, că mă gândeam, nici n-am cu ce să mă îmbrac, data trecută mă îmbrăcasem, de pe la mama, de pe la frați, surori, n-am frați și surori, așa, cu ce mă îmbrac eu? Și mi-a zis, te îmbraci cu o singură rochiță, dar să-ți vină bine, că nu te ia cineva că ești foarte bogată și cu multe rochi, dar să-ți vină bine, să se vadă că ai două picioare, două mâini, că ești om, nu te îmbrăca cu chestii fistichii, n-are rost, bine. Și am luat o pereche de papuci, erau papucii, nu mai știu cum se chemau, cu toc, de la mama. Mama purta 35 și eu 37, li se duseseră flecurile, mergeam puțin pe spate. Deci ați dus-o rău cu bani. Da, dar nu mi se pare o chestie dureroasă, adică și dacă o duci bine cu banii și nu o duci bine cu altele, cu sufletul. Dacă cu... n-ați avut bani, dă o pereche de papuci. Dar nu contează, nu, pe mine chestia asta mă săpânea. Așa, și m-au întrebat, dar de ce mergeți așa de când am intrat? Zic că eu vă spun cinstit, ăștia-s pantofilul mama. Sunt mai mici decât port eu, nici n-au flecuri la toc. Am început să râdă. Așa, mi-am făcut treaba și când am început să zic, am zis poezia filozofică, începea cu un lup e în mine. Eu de unde vorbisem anul trecut, au și aia memorie, și când am zis așa, domn Codrescu a făcut așa odată cu ochelarii, buf, și-a dat jos, Luminița, tu ești? Da, eu sunt.
Dar ce s-a întâmplat cu tine? M-am pregătit cu cineva. Și că mi-am și zis, nu mai veni pregătită de tine. Că gata, găsește și tu pe cineva să te pregătesc. Așa. Și am întrebat prima. Și cum să spun, mi s-a părut atât de ușor, pentru că deja aveam susținerea domnului Gheorghiu și știam și îmi spusese, bă, gata, printre oamenii pe care i-am pregătit, tu ești pe acolo, sus, nu se poate să nu intri, nu mă gândisem că o să intru prima. Așa? Și m-am dus, recunoașterea faptului că am avut un rezultat atât de bun a fost că a trebuit să țin un discurs la începutul facultății anului. Și institutul de la Târgu Mureș nu se mai cheamă așa, dar pe vremuri se chema frumos, Institutul de Teatru Saint Gheorghe István. Bă, frate, eu vedeam că m-am dus să dau examen, bă, zic, ce urmă ăștia la noi, mi se părea ciudat. Și a trebuit să mă pregătească un profesor, domnul Chereji, profesorul de teatru românesc, istoria teatrului românesc, că eram în stare să citesc în limba română, dar faza aia cu Saint Gheorghe István nu mi-eșea. Mamă, luminița, fii atent la mine. Saint Gheorghe István. Da, domn profesor, da, nu mi se pare super aiurea. Mă gândește-te că stai un popor. Da, domn profesor, respect. Nici o chestie. Și atâta m-am bălăbănit așa, că mi-a tremurat vocea, eram așa emotivă. Și când am terminat, am terminat șefă de promoție pe țară. Și a trebuit să țin... Da, da, am terminat în an, mulțumesc frumos, în an cu Dan Puric, cu Maia Morgenstern. Vreau să spun că la noi la facultate s-au pus mediile 987, eu eram prima, Dan Puric după mine. El zice că el a terminat șef de promoție pe țară. Acum nu pot să mă gândesc, ar putea să fie avut aceeași medie. Pot să-i dau voie să fie cu mine pe podium, dar mai mult nu. Așa. Și atunci am ținut din nou discursul acesta din partea studentului cel mai meritoriu la secția română. Așa? Și atunci mi-am făcut singură, pentru că prima dată când eram în anul întâi, îmi dăduseră ei o chestie. Atunci mi-am făcut singură discursul și l-am făcut cu umor, cu captatio benevolenței, cu chestii. N-am mai fost așa de agitată, n-am mai fost așa de speriată, am fost sigură pe mine. Și una dintre chestiile pe care am spus-o a fost, dacă cineva m-ar fi văzut acum 4 ani, cum am ținut discursul de... cel mai bun intrat la facultate și mă vede acum și ar da seama că cei 4 ani au fost foarte buni, i-am petrecut învățând, perfecționându-mă și așa mai departe. Și asta. Dar ați debutat ca studentă la Târgu Mureș. Da, am debutat la sfârșitul anului întâi, tot așa. Eu probabil că am fost în locul altcuiva și cred că și știu, în locul Nine Iudrescu. Era vorba să joace într-un spectacol care se numea Ciuta, de Victor Ion Popa, în rolul principal. Și ea a fost repartizată la... Deci a fost primul rol principal. Da. În primul an de facultate. Da, la sfârșitul anului, la sfârșitul. Că de fapt premiera a fost în anul 2, la începutul anului 2. Și nu i-au dat voie de la teatru, de unde a fost repartizată, să vină la repetiții și să joace. Atunci era puțină lume, făceam navetă ca să jucăm colo. Așa. Și a venit un regizor, ne-a văzut pe toate fetele care erau în facultate la timpul ăla. Un regizor maghiar. Maghiar, da, da. Și am început repetițiile și acolo. M-au chemat la prima lectură și după m-au chemat. Zic că înseamnă că nu mi-au dat mie rolul. Și m-au chemat când a început să se pună piesa în scenă. Și au zis că nu, că ne-am dat seama că ai înțeles, că ești ok, că de ce să chinuim cu lecturi la masă, că tu mai ai și cursuri și astea. Și am făcut spectacolul, am jucat câteva stagiuni, 2 stagiuni, am mai făcut figurații în Hamlet, tot în locul unei colege, în Hamlet regizat de Nicolae Scarlat. Și pe aia, în anul 4, am jucat în cel mai mișto spectacol în care am jucat eu vreodată, un spectacol care a fost cel mai bun în anii aceia în toată țara, s-a numit Livada de Vișin, de Anton Pavlovici Cehov, în regia maestrului Gheorghe Horog. Deci ați jucat-o pe Ania.
Ania, da. Și de, aici, pus... de aici se trage da, numele da, da, fetei dumneavoastră. Da. Fata dumneavoastră și a scriitorului Gabriel Cazan aflat în fața da, noastră. Da, da. I-am pus numele ăsta pentru că îmi și plăcea foarte tare, mi-a plăcut și rolul foarte tare și l-am pus dintr-o încăpățânare din gândul ăsta să nu uit niciodată de pasiunea mea pentru teatru, să nu uit niciodată că teatrul este deja în sufletul meu, deci nu e o chestie exterioară, sunt eu. Și Ania îi place numele ei, nu mi-a zis, bă, duci, mi-a nu, chiar numele. E foarte frumos. Bine că n-am jucat și alt rol. Nume celebră. Și e foarte rar. Da. Cât la sută este meritul regizorului? Și cât la sută e meritul actorului? Dumneavoastră, când interpretați un rol, trăiți acel rol, vă transpuneți în rol, vă transformați, ceea ce spuneți, ceea ce ați citit, ceea ce rostiți, îl trăiți, nu? Da, da, e necesar. Indiferent că e dramă, fie comedie da, sau da, altceva. E necesar. De ce? Haideți să vorbim acum despre rolul regizorului și rolul actorului. În ultimii ani am trăit și eu chestia asta, a fost un primat al regiei. În sensul că actorii deja simțeau că sunt destul de într-o situație destul de nașpa dacă nu aveau un regizor puternic care să-i îndrume și așa. Meseria asta, actoria, teatrul, nu a început neapărat cu un regizor. Regizorul s-a impus mai cu seamă, începând cu secolul al XIX-lea, aproape cu finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, cei care ședeau în sală, în general. Autorul. Nu autorul, regizorul, de autor nu mai zic, o să vorbim și despre autor. Regizorii care stăteau în sală erau capul limpede al actorilor. Cam așa a început, pentru că tu, ca și actor, ai în capul tău să ții minte chestia asta cu memoria. Băi, să ții minte, să fiu personajul, să mă coordonez bine cu partenerul. Gesturile. Exact, să-mi coordonez reacțiile cu publicul, pentru că publicul poate să te înalțe, poate să te coboare. Când ai un public mișto, deștept, atunci vine Dumnezeu, că și tu ești mișto și deștept și locul ăla de întâlnire extraordinară este prezența lui Dumnezeu. Așa. Omul care stătea în sală, acest cap limpede, ca și în presă, era cel care zicea, bă, dă-te un pic mai la stânga, dă-te mai la dreapta, vezi că îl lovești pe ăla dacă te dai în spate, vezi că nu știu ce chestii. Cu timpul, orchestra asta care era de fiecare dată și la spectacole de teatru și la filmele mute, nu a mai fost ce avea oia în repertoriu, eu știu, Cavaleria Rusticană sau Radetzky Mar sau tărărăm, 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 ceva de genul. Au început să fie rafinate. Luminile care la începuturi erau niște făclii la buza scenei care ajutau actorii să arate într-un fel, ei erau hieratici ca urmare a luminilor respective. Au început să apară lumânări, niște lumini puse mai altfel, a început să se vadă că lumina din spate dă un gen de umbră, într-un fel. Toate lucrurile astea și le-a luat cu timpul un regizor. Regizorul acesta din ce în ce mai mult a început să intre în niște curente artistice, în expresionism, nu eu știu ce era între cele două războaie mondiale în special, cred că spaima aceasta, primul război mondial cu, eu cred că foarte tare nu a fost neapărat stilul ăsta clasic de luptă, cât intoxicația cu gaze. Mie mi se pare că intoxicația cu gaze care s-a întâmplat în anumite locuri la Ypres, pe unde s-a mai întâmplat în timpul primului război mondial, a fost pentru participanți și pentru cei care au reverberat chestia asta îngrozitoare, că ți-ai dat seama că nu numai glontele te poate ucide, te poate ucide aerul pe care îl respiri. Au fost niște momente în care omenirea a trecut peste niște tragedii și a simțit nevoia să le compenseze cumva. În Berlinul devenit foarte sărac
în urma sancțiunilor de război, după primul război mondial, cu atâtea tragedii. Se năștea o artă, expresionismul acesta, și în teatru, și în film, și în literatură, și în pictură, și așa mai departe, care devenea foarte ciudat, însă îl înțelegeai pentru că îți dădeai seama. Eu sunt de părere că orice om care vrea să facă artă trebuie să știe istorie la modul profund, nu la modul cifre, la stilul acesta profund. Istorie, da. Așa. Ei, și regizorii aceștia au început să fie, să facă, să dreagă. Actorii sunt niște oameni complexați. Eu vă spun asta, că sunt actriță. Niște oameni care au nevoie de... Foarte bun ai fost. Bă, super tare. Nu, fata aia te-a încurcat, dar tu ai fost genial. Nu, și ce te-a pus să faci regizorul ăla? Bă, dar chiar e bău, n-a văzut ce bun ești. Cum te-a pus să vorbești, mă, cu spatele? Ești foarte tare. Te mai duci la o bere, la o țuică, la o vodcă. Ești bun, ești foarte tare. Bine, se instalează și alcoolismul, dar tu ai în capul tău chestia că ești foarte tare, da? E, dacă ție nu-ți vine un regizor să te valideze, să-ți facă un bust, să-ți facă o statuie, ai impresia că ești ultimul bou de pe pământ. Și atunci s-a dus primatul acesta al regiei, s-a dus foarte departe. Au fost regizori care au desființat actori. Deci pe sistemul fotbalistului. Vă rog să mă iertați că bag discuția într-o zonă așa gregară. Deci ca un fel de antrenor. Un fel de. De ce? Pentru că așa cum este cazul fotbaliștilor, care au nevoie să joace. Știi? Și mai e câte un antrenor sau un președinte de club care zice, nu vreau să joace că nu-mi convine mie. Știi? Sunt și regizori care zic cu tare. Bă, s-a uitat urât pe mine. Nu-l mai distribui. Cu tare. E prost, e nu știu cum, da, banca de rezerve. Și stai ani de zile pe banca de rezerve, da? E, despre asta este vorba cu primatul regizorului. Eu acum am făcut o chestie așa, captați-o benevolenție. Sunt și regizori foarte mișto, care au creat actori din oameni, într-adevăr, nesiguri pe ei, care au făcut actori uriași, care au sădit în sufletele oamenilor o sămânță fantastică. Este minunat ce v-am povestit. Eu sunt niște răutăcisme, să-mi fie rușine. Așa, actorii, dacă... Sunt foarte puțin siguri pe ei. De ce? Pentru că... Sunteți prea sensibili. Se poate. Eu nu mai sunt. Adică nu știu cât am fost. Când eram mai mic eram. În rest, mie îmi place să fac meseria asta. O fac cu drag și nu, n-am apăsări. Dar am avut și eu apăsările mele. De ce? Pentru că tu ești practic, nu ai vorbele tale, nu te îmbraci cum vrei tu, că te îmbracă scenograful, nu ești la tine acasă, ești stresat, eu știu, de ce ți-o fi zis cu tare în cabină, bă, dă-te mai încolo că vreau să-mi pun eu lucrurile aici sau chestii de genul. Și nu mai ai puterea să crezi în tine. Tu crezi numai ceea ce ți se spune. De ce vă uitați, domn Gabi, la ceas? E târziu? Da, despre asta e vorba. Și cu autorul e într-un alt fel. Autorii dramatici care scriu de la ei de acasă sunt durerea actorilor. De ce? Autorul dramatic cât scrie de acasă. El nu știe cum să face un spectacol. Lui îi place ce a văzut. Eu știu, o scrisoare pierdută sau ceva. Am scris o piesă, e perfectă. Nu modifică nimeni nicio virgulă. Dar chestia asta pe care a făcut-o Caragiale, căruia îi se spunea Moș Virgulă, pentru că și-a bibilit fiecare virguliță, el a putut să o facă pentru că el era în teatru de mic copil, fiind nepotul lui Costache Caragiale, fiind suflor în teatru. El știa cum să dă poanta. De aceea replicile lui, ceea ce a făcut el, reprezintă pentru actorul român ADN-ul. Deci alea sunt băgate, cum ai devenit actor român, ți-au băgat Caragiale pe venă. Tu nu poți să joci altfel. Vin regizori, bolnav de nervi, cred. Nu mai jucăm în Caragiale, e învechit, e nu știu ce. Bă, ăla așa a fost scris. Adică tu poți să găsești altceva, dar pe Caragiale nu-l umori.
Așa, și sunt două categorii. Categoria aceasta a autorilor dramatici care vin din teatru, cum este Caragiale, cum este Shakespeare, cum este Molière, care au jucat teatru, care au făcut parte din trupă de actori, care au schimbat în funcție de ceea ce era necesar și Eminescu nu a reușit să scrie teatru. A scris piese de teatru, dar n-au fost, nu sunt jucabile. Nu, pentru că el le-a scris din punct de vedere al poetului. Deși a fost și el suflor, a însoțit trupa de teatru. Dar el a văzut altfel lucrurile. Deci pentru el viața în teatru a fost continuarea poeziei vieții. Și atunci nu a simțit nevoia asta. El a scris niște poezii dramatizate, cum ar fi. Da, da. Pe Marin Sorescu l-ați cunoscut, ați jucat în Matca. Da, am jucat și am luat și două premii. Nu l-am cunoscut. Am jucat în acest spectacol. Deci n-a venit la spectacol. Nu. Păi, spectacolul nostru era un spectacol al Teatrului Bacovia din Bacău. Eu jucam Irina. Domnul Stelian Preda, care era directorul teatrului, juca bătrânul. Dino Petre, un coleg fantastic, extraordinar de talentat de la Teatrul din Bacău, Dumnezeu să-l odihnească, juca logodnicul, și Firuța Petre, o altă colegă de-a mea genială, minunată, Firuța Petre, da, juca logodnica. Spectacolul nostru era făcut de Chince Celemer, un spectacol foarte frumos, curat, adevărat, tot ce vrei, dar l-am jucat acolo la Teatrul din Bacău, în sala studio. Era pe undeva topă la subsol, am eu baftă cu chestiile cu subsolul și l-am mai jucat la niște festivaluri și am câștigat niște premii de interpretare. Un spectacol frumos, dar nu, n-a venit Marin Sorescu, a venit domnul Silvestru și a plăcut și ne-am felicitat. Și v-a dat premiu. Da, da. Dar pe Horia Gârbea, ați jucat și în piesă... Da, cu Horia Gârbea ne-am întâlnit când Matei Varodi a făcut... Regia spectacolului și chiar i-a plăcut, dar adică noi am jucat în două spectacole, amândouă regizate de Horia Gârbea. Unul, amândouă scrise, nu, acum făceam două chestii deodată, vorbeam și încercam să-mi aduc aminte cum s-au numit. Pescărușul din Livada de Vișini, da. Și era ceva cu egipteni, cu chestii, în sfârșit, așa. Da, de asta mă chinuiam și spuneam prăpăstii. A fost spectacol foarte mișto. A mers bine. Da, Horia Gârbea este nu numai un dramaturg foarte bun, dar și prozator foarte bun. Da, și... da. Și ăsta, postmodernismul, chestia asta este foarte mișto și stăpânește foarte bine lucrurile. Și aici este vorba de a avea cultură. Eu, de exemplu, sfătuiesc oamenii să meargă la teatru și să facă un minim efort să se intereseze în legătură cu spectacolul pe care îl văd. Adică cu textul la baza căruia stă spectacolul respectiv, unde s-a mai făcut, despre ce este vorba, să nu se ducă pur și simplu. A merge la teatru este o chestie fantastică, e un gen de terapie. Pentru ca să mergi la teatru, eu de exemplu pentru Teatrul Independent Pitești am niște pliculețe mici, că și biletuțele sunt mici, și scriu pe ele Teatrul Independent Pitești sau am o ștampilă, am dat 1 milion pe ea, Teatrul Independent Pitești, așa, scriu numele spectacolului, ziua când e spectacolul, ora la care e spectacolul și familia sau persoana care se va folosi de biletul respectiv. De ce? Că mă gândesc că își pune chestia asta undeva și o vede din când în când. Și se gândește din când în când, uite, vineri seara, eu o să mă duc acolo, o să mă îmbrac frumos, o să mă întâlnesc cu prieteni, avem și degustare de vin înainte de spectacol, o să mă bucur. Da, e da. O firmă, Rifco. Noi am luat-o așa, la început, pe o chestie dintre asta. Ajungem și acolo. Da? Și ușor, ușor, chiar vin la fiecare spectacol și încearcă să se, vinul să fie, sau ce fac ei degustarea, să fie în funcție de spectacol sau de autorul. Se bea înainte de spectacol sau după? Nu, înainte. Mai e degustare, adică bei acolo... câteva guri, nu, e o degustare, cunoști vinul, da, și plus că este chestia asta, se face cu sommelier și omul îți povestește cum s-a copt strugurile pe chestie, pe nu știu ce, adică este iarăși o întâlnire culturală,
Eu consider că și chestia asta cu vinul, cu băutura, cu întâlnirea cu un somelier dăruit căruia îi place, este tot o întâlnire culturală, nu e un consum de alcool. Este o întâlnire cu minunăția care este planeta asta și chestiile frumoase pe care le fac oamenii. Enologie. Da. Ce autor de teatru recomandați dumneavoastră celor care ne ascultă, ne privesc și care vor să meargă la teatru? Păi pentru eu a-și recomand... forma o cultură generală teatrală. Da. Eu recomand spectacolele Teatrului Independent Pitești, în primul rând. Foarte, în al doilea rând. Foarte bine. Nu? Așa, în al doilea rând, spectacolele Teatrului Alexandru Davila, tot ceea ce se face, se face cu sufletul, cu talent, cu bucuria întâlnirii cu spectatorii. Este necesar să ne bucurăm cu toții de faptul că putem ieși în lume, putem să vedem creativitatea unor oameni dăruiți, dornici să-ți ofere ce e mai bun în ei, pe care l-au pregătit special pentru dumneavoastră. Noi, de exemplu, la Teatrul Independent Pitești, că suntem singuri, eu cu tovarășul meu de viață Gabriel Cazan și cu Remus Pătrugan și mai avem colaboratori în funcție de spectacol. Uite, pe domnul Gabriel Gălușcă, căruia îi mulțumesc și acum pentru flori și pentru bomboane, putem să-l zicem că e un colaborator permanent, că vine la toate spectacolele noastre, la toate premierele. Noi ne mai chinuim, toți ne chinuim ca să ne iasă lucrurile. Eu am mers pe ideea de a porni de la texte foarte cunoscute cu care cu ajutorul căruia să îi împrietenesc pe spectatori cu autorii respectivi. Ultima dată, cea mai recentă premieră este Catarina. După Shakespeare. Da, comentarii contemporane la Îmbrânzirea Scorpiei. De ce? E punctul meu de vedere. Shakespeare a scris minunat, un mare poet, absolut excelent ca suflet omenesc, dar în partea bărbătească, aș putea spune. Păi, pe vremea aceea, rolurile de femei erau interpretate exact, tot de bărbați. Exact. Și, în general, rolurile principale, să zicem, erau de tinere. Că nu e interesantă drama sau comedia unei persoane mai bătrânici. Aia mai duce o tăviță, mai șterge o lăcrimiță, chestii. Astea tinere trebuiau să fie jucate de băieți tineri. Băiatul tânăr, pe lângă faptul, ce frumos e personajul din Visul unei nunți de vară care zice, nu vreau tot fată, că mi-au dat și mie tuleile. Așa, din scena Meșteșugarilor. Ei nu mai aveau, după ce că îi distribuiau un rol de fată, erau și fericiți că joacă, da? Dar nu mai aveau treaba asta să zică, maestre Will, bătrâne Will, te rog eu mult, fă rolul meu să fie mai complex. Rolurile de tinere nu sunt foarte complexe. Și vin și eu ca o doamnă din Pitești, de Țoargeș, care am plinit 60 de ani și mai am câteva luni să fac 61. La mulți ani. Mulțumesc la fel. În iulie, 9 iulie. În iunie. Iunie. Așa? Și zic, băi, stați un pic, că drama acestei foste domnișoare Catarina este chiar o dramă. Adică tu nu ești înțeleasă de nimeni, de tată, de soră, de bărbatul care se întâmplă să-ți devină soț. Ce se întâmplă cu tine? Și eu am privit cu simțul umorului. Și am privit această situație ca pe o comedie. Însă finalul este un pic cu lacrimă. Pentru că îți dai seama că dacă nu îți unești energia cu acelui care ți este sortit ca soț, tu ca femeie, dar eu cred că și tu ca bărbat, nu realizezi mare lucru în viață. Aceste două energii care sunt niște energii extraordinare, e necesar să fie unite. Deci aceste comentarii, textul de fapt e scris de dumneavoastră și vă aparține. Comentariile, da, pornesc, am și din Shakespeare, dar comentariile sunt ale mele. Da. Ați păstrat replicile Catarinei și le comentați quasi, și le livrați da, publicului. Quasi. Le livrez, le trăiesc, așa. Și le transmiteți. Le transmit, da. Un alt spectacol pe care l-am făcut și pe care vrem să-l jucăm în luna mai, să-l dedicăm Piteștului, este Salutări de la Pitești. Da.
Da, după scrisorile ale Vieții Valuri, ale lui Tudor Mușatescu, care, câmpulungean fiind, fiind fiul prefectului de Muscel, a iubit zona asta. Eu țin minte ce scrisorile din astea fantastice, dar vino și tu la câmpul unde avem aer mai grozav ca la Sinaia. Și ce durere e în noi acum că aerul acesta nu mai e mai grozav ca la Sinaia. Așa. Și el a pomenit în aceste scrisorele ale Vieții Valuri și despre Pitești. Eu am mers un pic mai departe și am dus și anumite alte bucăți care nu erau neapărat despre Pitești și le-am făcut într-o poveste mare cu 9 personaje pe care le interpretez eu, care se întâlnesc în gara Pitești. Și noi vă transmite salutări de la Pitești și vorbim despre frumusețea acestui oraș. Găsiți și la Vlad Mușatescu. Da, știu, Vlad Mușatescu, care e nepotul lui, da. Tudor Mușatescu. Și a trăit la Pitești. Da, și pe care eu îl iubesc, scrierea lui cu detectivul Conan II, pentru mine au reprezentat niște chestii fantastice când eram mică. Da, așa, un alt spectacol pe care o să-l jucăm în 1 aprilie deci este... Deci am reținut, vă întrerup și îmi cer scuze, am reținut că de zilele Piteștului o să jucați... Salutări de la Pitești, da. Să anunțăm și noi la primărie. Da, vă rog, chiar vă rog. Mi-ar face mare plăcere dacă s-ar face chestia asta în programul oficial. Este Teatrul Independent Pitești care prezintă Salutări de la Pitești. Și o inițiativă privată. Da, o inițiativă privată. Și pentru 1 aprilie, mulțumesc mult, avem Coana Chirița la DNA... Unde? Coana Chirița la DNA. Parcă era în provincie, parcă nu, era la nu. Iași. E luat tot așa din chirițele a lui Vasile Alexandrii, combinată cu situația ei, cu Iașu, cu Aristița și Calipsița, cu Guliță, cu Bârzoi, cu toate lucrurile astea și de ce ajunge ea la DNA și ce înseamnă de fapt DNA. Iarăși un spectacol care s-a bucurat și se bucură de succes. Când mai aveți timp să și scrieți, să și fiți actriță, să fiți și regizoare, și scenografă, să vă ocupați de lumini, vă ajută și soțul? Păi mă ajută, da. Și pe Facebook tot timpul, da. Mi-ar fi... Păi, nu știu, este o chestie. Eu când am ieșit la pensie, pentru că am ieșit anticipat, eu am ieșit pe gândul că eu mai am teatru în mine, mai am de spus. Și atunci eu chiar vreau să le spun. Și de aceea ați înființat Teatrul Independent Pitești. Da. Uite, are personalitate juridică. E un ONG pe care suntem. Da, are pe personalitate care lucrăm. Da. Despre muzicieni se spune, domnule, ăsta mai are muzică în el. Așa se spune și despre oamenii de teatru. Bă, mai am teatru în mine. De ce să... chestiile astea duc la drame uriașe. L-am ascultat pe Horia Moculescu ieri. Da. Tocmai are... împlinește 85 de ani. La mulți ani. Și interpretează alături de Nico o melodie Mon Amour, compusă de marele compozitor piteștean Vasile Veselovski. Da. Descoperită, redescoperită de către Horia Moculescu, făcându-și ordine în arhivă, după 50 de ani. Deci prin 71 Vasile Veselovski i-a oferit-o spre interpretare, Horia s-a luat cu alte lucruri la vremea respectivă, a uitat de ea, a interpretat alte melodii și... mai anul trecut a descoperit partitura și... au înregistrat un videoclip, poate va fi prezentat și la Pitești, în fine. Și am fost surprins că la 85 de ani Horia Moculescu să cânte foarte bine. Deci ceea ce înseamnă că e adică tu excelent. Mai ai energia profesiei tale, energia pasiunii de o viață. Și atunci de ce să te înmormântezi? Practic despre asta este vorba. Dacă ați mărturisit pentru că... Da. Ați mărturisit că încă din copilărie ați dorit să fiți actriță, asta e viața dumneavoastră. Da, da, așa este. Și asta veți face totdeauna. Da, așa e. Atât că v-ați diversificat, de la ați face și regie, aveți și teatrul dumneavoastră. Știi că am făcut și un masterat de regie. Da? Da, da. Adică și în timpul lui am făcut un curs, era un curs de scriere creativă. Poftim? Nu. Știu, mi-e cam jenă să fac injecție. Da.
Deși descrie creativă. Da, cu da, cine? Da. Cu Alina... Dinisoe? Nu. Nu, ea e Adina. Nu, nu. Alina Cadariu, dar nu mai știu eu, după soț. Este soția unui regizor, Gavril Cadariu. Alina... O caut în memoria externă. Da, nu vrei să mă mai întreb un pic ceva? Scrie nu teatru? Găsesc eu. Scrie teatru? Scrie teatru, da. Ea a scris Alin, asta, Amalia respira adânc. Alina. Nu, 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 e un text foarte bun. Nu-l știi? Nu-l știi? Nu, din păcate nu. Wow, e super mișto, super mișto. Amalia respira adânc. Alina Nelega Cadariu, de la Târgu Mureș. Foarte bună, foarte bună, foarte bună. Face parte dintr-o academie a femeilor scriitoare de la New York, o chestie de genul ăsta. Foarte bună. Serios, serios. Nu știu dacă ați văzut, uite, s-ar putea, am făcut când eram cu spectacol, lectură la librărie Monșer, odată textul ăsta, Amalia respira adânc, ca spectacol lectură. Aș vrea să fac și spectacole lectură. Am văzut că v-ați făcut și stand-up comedy la Teatrul Independent. Da. Sunt cursanții, ca aș vrea să vă spun și vă și invit, pe 27 martie, de Ziua Internațională a Teatrului, la ora 18, cu intrare liberă, este un spectacol făcut de mine cu cursanții Școlii de Teatru Atelier 22, care conține impro show și stand-up comedy. Este și profesoară. Da, da, da. Și chiar vă invit să celebrăm împreună sărbătoarea și să vedeți niște talente, oameni care au alte profesii, adulți, și care în timpul liber fac curs de teatru. Mădălin Popa e ziaristă? Mădălin Popa, da. Da, 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 da. Mădălin are talentul, Popa, l-a moștenit pe tatălui. Sigur că da, Ion sigur. Popa, regretatul Ion Popa, Neargeșanu. Neargeșanu, da, da. Sigur, Mădălin Popa, Sonia Constantinescu, Darius Șerban, Claudiu Cimpoca, Rodica Vișinescu, Miruna Popescu, Ramona Popescu, Simona Bălăceanu, Flavia Jinga. Flavia Jinga. Da, a fost și aziaristă, da. Acolo lucrează. Sabina Laiber, Cristi Zamfir, care e medic chirurg. Sabina Laiber, a fost da. Colega mea. Exact, da. Și Cristi, care e medic chirurg. Deci, oameni de o inteligență peste medie, super, super inteligenți, super, super talentați. Singura chestie e că nu pot să vină de fiecare dată la repetiție, dar asta o iertăm, se duce, pentru că talentul este foarte... E foarte mișto, foarte mișto. Și vă invit, duminică seara la ora 18. 27 e duminică, da, de-aia nici n-am făcut spectacol vineri, că ne-a rugat unul dintre colegi, a spus că eu nu pot să vin vineri, zic că e cu atât mai bine să celebrăm exact în ziua de 27. Explicați, vă rog, unde se află Teatru Independent? Sediu, unde? Teatrul Independent Pitești. E greu de, a spus de subsol, dar mai clar. Și domnul profesor știe, pentru că ne-am întâlnit odată acolo la o evocare a Reginei Maria, a ținut o conferință care pe mine m-a impresionat și pe toți cei prezenți acolo, dar eu știu ce am trăit eu, extraordinar, minunată, despre cea care a fost regina sufletelor noastre, Regina Maria. Și eu vă mulțumesc, domnule profesor. Teatrul Independent Pitești este chiar în Pitești, pe strada Teiuleanu, la subsolul blocului în care se află pizzeria Maestro și pentru cei care au trăit înainte de 90 în Pitești, acolo unde a fost cecul. În spatele. Sub Pașa, da. Dar dacă zicem de Pașa, nu prea știe lumea. În spatele cecului, vis-a-vis de liceul economic. Acolo, deci, unde e parcarea de liceu. Pe alee. Pe alee. Monumentul Ion Aldea și Doina Teodorovici, da. Care sunt autorii dramatici preferați? Este ca atunci când întrebi un actor, domnule, care Sofocle e rolul preferat? Este? Sigur că da. Eu pentru Sofocle, Eschil, Sofocle, Euripide, reprezintă pentru mine și pentru oricare actor conștient de misiunea lui în lumea asta, reprezintă flacăra începutului. Cu toate că, dacă stăm să ne gândim, e vorba de carul lui Tespis,
primul actor care a avut prima trupă de actori. Dar Eschil, Sofocle și Euripide, pentru că ne-au lăsat o mărturie scrisă a preocupărilor lor, reprezintă puterea începutului, puterea acestui catarsis, acestei purificări prin artă. Ei au venit cu miturile, cu, eu știu, familia Labdacizilor, cu Agamemnon, cu ăștia, în așa fel încât tu, ca și spectator, pentru că atunci când mergeai la teatru, mergeau mii de oameni care trăiau acolo câte o zi, două, trei, cât erau concursurile acelea de dramaturgie și de interpretare și ei primeau premiul 1, 2, 3, așa, acolo trăiai niște chestii fantastice, nu erai tu, era vorba despre altcineva, întâmplător un rege căruia îi se întâmplau niște chestii fantastice și atunci tu, ca un negustor, poate erai chiar sclav, poate erai un servitor, te gândeai, dar oare mă port și eu tot așa în familia mea? Oare și eu, ca și Agamemnon, ca să-mi fac o chestie personală, adică să pornească corăbiile în Aulida, am respectat, respect niște chestii care mi-au fost puse de către un oracol care a zis, dacă nu vei sacrifica o fecioară, vântul nu va bate ca corăbiile tale să se ducă spre Troia să faci acel război, oare eu mă port așa cu nevastă mea? Oare nevastă mea o fi mulțumită de mine, cum s-a întâmplat și cu Clitemnestra, că ea i-a păstrat supărare bărbatul ei că a sacrificat prima lor născută pe Ifigenia ca să pornească corăbile, să se răzbune pentru Elena, necredincioasa soție a lui Menelau, care s-a dus cu Paris, prințișorul Troiei? Oare eu fac asta? În momentul ăla se produce catarsisul. În momentul ăla tu devii mai bun. Nu știm pentru cât timp. Ăsta este teatru. Ăștia, autorii antici, ei trebuie făcuți, dar eu ca teatru particular nu o să mă bag, poate la cursuri să fac fragmente. De ce? Pentru că noi practic trăim din acele bilete vândute și sala e foarte mică. Cred că e mai mică decât asta. Este, da. Da. Scena e mai mică în mod sigur. Și atunci, dorind să trăiesc, dorind să promovez actori, autori de certă valoare, am apelat la această situație în care pot să-i aduc pe spectatori spre valoarea absolută. Uite, eu îți propun un subiect din Shakespeare. Poate că data viitoare o să citești chiar piesa. Poate că data viitoare o să te duci la un spectacol Shakespeare făcut cu o armată de actori și nu cu o singură actriță. Dintre autorii români? Toți. Caragiale este... Eugen Ionescu, ați jucat în Eugen Ionescu? Eu am jucat ca actriță, da. Dar când eram în teatrul... Da. Caragiale e nemuritor. Caragiale, Tudor Mușatescu, Alexandru Chirițescu. Davila, Vlai cu Vodă. De asemenea, aceeași situație. Adică eu nu pot să zic, băi, gata, veniți la Teatrul Independent Pitești că o să facem Vlai cu Vodă. Pentru că nu am mijloacele materiale să-l fac. Mie nu-mi dă nimeni nici 50 de bani, dar nici n-am cerut și nici nu... Așa. Este colaborarea aceasta cu firma Rifco, despre care am vorbit și care eu cred că este de comună... adică știi, pe sistemul ăla de win-win, da. Da. Da, cred. Marin Sorescu, iarăși. Marin Sorescu, iarăși, e fantastic. Eu pe Marin Sorescu îl recomand de fiecare dată când pregătesc copii pentru facultate. Dere Popescu poate fi jucat. A publicat multe volume de teatru. Și el s-a jucat foarte mult, a fost jucat foarte mult în timpurile acelea. Ca și Paul Everac. Ca și Paul Everac. Care nu mai e jucat acum. Da, sunt autori dramatici foarte buni, deci Paul Everac mi-e place foarte mult și mi-a plăcut foarte mult. Dere Popescu de asemenea. Problema este că știi cum e? În momentul în care tu te duci cu un vehicul, ce vehicul a avut fiecare dintre ei, ca să fie jucat în aproape toate teatrele din România, și Dere Popescu și Paul Everac, două exemple, în momentul în care ție ți se termină benzina la vehiculul respectiv, lumea are impresia, ăsta a fost prost. Nu, n-a fost prost deloc. A fost și este, opera lor este o operă viabilă. Problema este
că s-au nimerit niște chestii omenești, dorința ta nestăvilită de a fi jucat, oamenii din teatre care au fost obedienți, sentimentul că, bă, ne-a forțat. Spuneți-mi, vă rog, care e rolul secretarului literar în teatru? El selectează piesele, da, propune regizorului, regizorul, da, selectează, da, apoi actorii? Da, da. Deci, secretarul literar. Chestia este că acum lucrurile se schimbă și se schimbă din ce în ce mai mult. Când erau pe timpuri, secretarul literar era acel om scriitor, poet, dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor sau absolvent de teatrologie, ceva de genul, da, care știau și situația din teatre. Acum, băi, poate să aibă creierul absolut fantastic, tu nu mai știi toată situația din teatrele din România, pentru că ele apar. Că e disperarea asta, sunt o grămadă de tineri care n-au unde juca, pac, hai, facem un teatru independent, jucăm în Cârcium, jucăm oriunde, numai să ne facem meseria, așa. Și omul ăla știe situația din teatrele românești, știe situația din teatrele din lume, știe ce s-a publicat nou, știe ce autor să joacă la Paris sau Bruxelles, știe cine ar merge din teatru, uite, am găsit un rol pentru Cutare, așa se făcea pe timpuri. Băi, am un rol fantastic pentru Carmen Stănescu. Gata, cu cine ar mai putea juca? Cutare, Cutare, Cutare. Erau niște preocupări. Acum secretarul literar trebuie să facă și publicitatea, nu întotdeauna, pentru că e o echipă mai mare, dar el ar fi să se ocupe și de chestia asta. Cum faci publicitate unui spectacol? Eu tocmai vorbeam cu actorii pe care îi veți vedea în 27 martie. Băi, ca să-ți vină omul la spectacol, tu trebuie să dai mesaje, tu trebuie să-i explici, să faci, să dregi, până când omul, uite, cum este cazul domnului Gabi, vine singur, ne caută la Catarina și uitasem, da, să-l invit, nu aveți niciun spectacol, da, singur, poftiți, avem Catarina. Este o muncă, dar e o muncă frumoasă. Și bine, să sparg foarte multe în capul tău, ca secretar literar. Cine a propus tâmpenia asta? Secretarul literar. Bă, dar e o porcărie. Da. Ați lucrat cu mulți regizori. N-am lucrat cu foarte mulți. Nu? Nu. Nu. Cu care v-a plăcut să lucrați mai... Păi eu am lucrat cu regizorii din teatru. Uite, aici la Pitești am lucrat cel mai mult cu Matei Varodi. Mi-a plăcut să lucrez cu el. Eu n-am fost niciodată apăsată. Adică, știți, am spus și chestia asta, că nesiguranță, cu chestii, că... Aoleu, dacă nu mă validează Liviu Ciulei, sunt prăpădit, sunt vai de steaua mea. Eu n-am fost așa. Băi, eu iubesc profesia asta, nu mă iubesc pe mine în profesie. Nu sunt disperată să zic că lumea e genială. Eu știu cât de genială sunt, știu cât de bună sunt, știu cât de mult îmi place, știu cât bucurie aduc oamenilor. Așa. N-am călcat peste cadavre sau chestii de genul ăsta. Mamă, dacă nu fac aia, se rupe. Am făcut exact ceea ce am simțit. Deci nu am chestia asta. Cel mai important, valoros regizor cu care am lucrat a fost regizorul Gheorghe Harag, unul dintre cei mai valoroși și mari regizori care a regizat vreodată în România. Am lucrat și cu regizori străini. Deci mi-a plăcut egal să lucrez. Cel mai important am considerat chestia asta umană, întâlnirea dintre două persoane care iubesc foarte tare această profesie, care sunt pasionați și chestia asta îmi place cel mai tare. Ați invitat la Teatrul Independent, la spectacolele în care jucați dumneavoastră, regizori din București cu gândul și v-ați sfătuit să faceți asta dacă n-ați făcut-o, să vă invite să jucați pe scena unui teatru din București? Nu mă interesează. Nu vă interesează? Chiar nu. De ce? Chiar nu. Păi, uite, și când am jucat atunci la Golești, atâta ne închinuim să strângem decorul, să cărăm în spate. Am mai jucat odată la într-un Câmpulung, alt oraș. Da. Și, bă, nu știu, totuși am o vârstă. Nu mai place să mă car, să mă... Nu mă interesează. Pur și simplu, deci pe mine mă interesează să vină oamenii la noi, să le placă, să fie bucuroși că există așa ceva în București și în Pitești, și prin prezența lor la spectacole să arate că sunt
cum să spun, că simt că orașul ăsta înseamnă ceva. Din toate punctele de vedere. Eu am un hashtag pe Facebook ăla cu Viața e frumoasă la Pitești. Eu aș vrea ca omul să simtă că în orașul ăsta sunt oameni care realmente iubesc orașul, care fac lucruri pentru el. Dumneavoastră sunteți unul dintre puținii care fac asta. Da, și ur să mai fie și alții. În momentul în care tu o să-ți dai seama, că știi, e o chestie de efect de turmă, că te gândești că, a, dar ce o să zică lumea? Păi n-am nimic de câștigat. Da, bă, și care e chestia? Și dacă ai foarte multe de câștigat, ce poți să câștigi atât de fantastic dacă ești mai șmecher sau nu știu cum să zic? Pentru cei care nu știu, doamna Luminița Borta, ani de zile, zeci de ani, a fost colaboratoarea neplătită a Centrului Cultural Pitești. Ah, da. A venit aici, a recitat, a citit din cărțile domnului Marin Ioniță. A jucat, a pus în scenă o piesă a domnului Marin Ioniță, regătatul scriitor Marin Ioniță, Suse Cerul, un monodramă dedicată femeii și jucată excepțional de doamna Luminița Borta. La Biblioteca Județeană sunteți invitată. Dumneavoastră susțineți tot felul de evocări sau momente lirice. Și le faceți din dragoste, din pasiune, fără a cere bani ca alții, cum fac alții, care întâi întreabă cât îmi dai sau care ți-e bugetul, că sunt pățit. Așa te întreabă, care ți-e bugetul? Că, și dacă îi spui suma, ar vrea-o pe toată. Nu-l interesează și de restul colaboratorilor. Celorlalți care ar putea să mai fie pe scenă. Eu sunt bucuroasă că în vara asta am invitat-o pe doamna Ada Dalbon să lanseze una dintre cărțile dumneaei împreună cu domnul Valentin Dașder, directorul editurii Icon. Cum să spun, pentru mine doamna Ada Dalbon este o inspirație. Dumneaei are singurul teatru parizian condus de un român, pe care l-a condus dumneaei și soțul dumneaei, Laurențiu Azimioară. Teatru de Lorme, tot într-un subsol, unde au fost băile jandarmeriei pariziene. Tot ceea ce a făcut doamna Ada Dalbon, eu am citit cartea ei, Ultima vară în Bretania, pe care vă recomand și vă recomand tot ce a scris doamna Ada Dalbon. Și Fără titlu și Fiurelize, acum o să mai publice o altă carte și sper să vină într-un turneu de promovare în România, să mai vină și să veniți, să vedeți, să o cunoașteți cât de minunate. E româncă, este nepoata lui Mihail Sadoveanu. Este o minune și de actriță și de scriitoare și de om. Sunt bucuroasă că am făcut lucrul ăsta. Sunt bucuroasă dacă pot să fac spectacole lectură. Sunt bucuroasă lucruri de genul ăsta care să ne îmbogățească pe fiecare dintre noi, cei care participăm, și să dea plus valoare acestui oraș. Fericitări! Mulțumesc! Chiar, la fel! Chiar suferiți în sensul foarte bun al cuvântului de patriotism local. Da, eu iubesc orașul ăsta și iubesc oamenii lui și am respect față de oamenii lui. Să ne gândim, domn profesor știe foarte bine câți piteșteni, câți argeșeni senzaționali avem de-a lungul istoriei, avem, zic și eu așa ca prostul, cum zicem, i-am bătut pe ea la fotbal, așa, care au fost, au simțit nevoia să se exprime în altă parte, și anume în București, la Paris, în alte zone ale Europei, nesimțindu-se suficient apreciați aici. Eu asta aș vrea să fac. Băi, dacă te simți mișto, în primul și în primul rând, înflorește aici. Pentru că dacă noi vom fi mai mulți care ne vom ocroti unii pe alții, atunci Bucureștiul nu va mai fi. Că noi în scurt timp o să ajungem un oraș dormitor al Bucureștiului. Dar nu e bine să fim un oraș dormitor cu un panaș, cu o chestie, băi, acolo se petrec lucruri. Am și o întrebare profesională pentru dumneavoastră, să zic așa. Ce părere aveți despre spectacole din actualitate care se intitulează după Shakespeare? După... Nu, dumneavoastră adăugați. Sunt spectacole cu... Da, cu piesa lui Shakespeare, dar pe afiș scrie după Shakespeare și intervin în regie tot felul de
alte lucruri, ca există, să nu... Da. Să folosesc un eufemism. Exact. Acum noi trăim într-o lume atât de liberă, încât se întâmplă lucruri pe care, în mod curent, nu le-am fi putut închipui, nu doar accepta. Sunt tineri care au nevoie de felul acesta iconoclast, nu știu, de a privi, da, de a privi lumea, de a privi lucrurile. Nu o să mai trăim ceea ce am trăit noi. Un respect. Și e bine sau e rău lucrul ăsta? Asta depinde de fiecare. Fiecare își are balanța lui. Fiecare privește cum simte el, cum îl îndeamnă sufletul, cultura, aspirația spre ceva. Da, da. E important ca pentru mulțimea de oameni care vin la un spectacol după Shakespeare, din mulțimea aceea să se ridice 10, 20, 50 care să-l citească pe Shakespeare, care să se ducă și să caute... Să se ducă la original. Să se ducă la original, să caute un spectacol care este așa cum este. Noi acum beneficiem de înregistrările pe YouTube, de toate lucrurile astea în care poți să vezi și originalul, poți să vezi pe Laurence Olivier sau pe mari actori din timpurile trecute, așa cum au simțit ei Shakespeare. Deja lucrurile care se întâmplă sunt cu atât de mare viteză și cu atât de mare energie, încât nu ne mai putem împotrivi. Bun, se spune, mă rog, că e modern, că e așa, faci un spectacol modern. Dar mie mi se pare că a schimba esențial aproape, să spun, regia unui spectacol al lui Shakespeare este ca și cum ai pune pe o, știu și o pânză de Rembrandt, o dungă mov așa, prezinți tabloul Rembrandt cu o dungă mov, pentru că așa e la modă, culoarea mov. O să vedeți și lucrări de asta. Da. O să le vedeți. Da. Deci, e o idee bună. Rembrandt cu o dungă mov. Da. O să le vedeți și pe astea. Deja noi am intrat ca la sfârșit, eu tot mă duc la domnul profesor, că din punct de vedere istoric, deja trăim lucruri ca aproape de căderea Romei. Din păcate. Trăim niște chestii în care nu se mai respectă nimic. Noi nu avem altă treabă decât să conservăm în sufletele noastre niște lucruri care ne-au înălțat și să facem tot posibil ca la rândul nostru să facem lucruri să înalțe pe alții. Nu o să putem să ne opunem acestui curent, să zic. Sunt lucruri. Lumea se schimbă. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru participare. Sunt... Nu este gen de teatru. Nu este gen de teatru. Este un gen de performance. Performance înseamnă o întâlnire a unui performer, da, cu spectatorii. Dar performance-ul poate să intre în activitatea teatrală. Nu poți să zici că vine unul și pictează și eu zic, uite, el face teatru. Și ăla poate să facă un gen de teatru. Impro-show. Improvizație. Improvizație. Adică dai o temă, asta se întâmplă și la facultatea de teatru, la admitere și în timpul cursurilor de teatru, chestia asta de improvizație. De a putea să te orientezi rapid tu ca actor într-o situație... Poftim, domnule profesor. Să rămână. Cu drag. Ați studiat la Institutul de Teatru Maghiar Szent Gheorghe István de la Marosvásárhely și ne leagă ceva, pentru că și eu am făcut facultatea tot la Marosvásárhely, facultatea de filologie istorie de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu Mureș. Am deci făcut armata cu colegele dumneavoastră. Extraordinar, da, vedeți? Da. Și ne leagă ceva de Târgu Mureș. Și voiam să vă întreb în ce perioadă ați fost dumneavoastră la Târgu Mureș. 81-85. Da, eu am făcut în perioada 71-74 la Târgu Mureș. După ce am terminat liceul Nicolae Bălcescu, actualmente Ion Cebrătianu, am o susținut examen de admitere și tot așa, au fost mulți pe loc la filologie, istorie și mai mult fete la filologie, știți că asta este specificul. Da. După care am fost repartizat în Bacău, știți, adică... Domn profesor, nu se poate, ne unesc prea multe lucruri. Sigur, da,
în Bacău, unde am fost repartizat pe catedră de limbă și literatură română, așa, la o școală dintr-o comună din apropiere. Ce comună? Comuna Colonești. Era pe Traian spre podul Turcului, Colonești, podul Turcului. Deci, tatăl meu e din Răcăciun, mă gândeam că ați fost repartizat. Ar fi fost, da, ar fi fost extraordinar să fie chiar. Dar am auzit de Răcăciuni, da, fiind prin zonă pe acolo. Da. Da, și tot Târgu Mureș și am făcut și școala de ofițeri de rezervă. Deci am mai da, și am mers făcut încă o dată acolo, da? În timpul facultății. Da, e da, e da, extraordinar. Vedeți da, câte lucruri ne leagă? Și da, să nu mai vorbim de Ania, de fetița da, dumneavoastră, care a fost eleva mea la Colegiul Brătianu. Da, da, m-am și întors în Pitești. Da. Ce frumos! Și împreună am cu maestrul Marin Ioniță, care a fost profesorul da, meu de literatură universală, am asistat la nașterea piesei de teatru făcută special pentru dumneavoastră da, și vă amintiți discuția pe care am purtat-o după și înainte de a da, o realiza, da, știți că da, vreau să fac la Biblioteca Județeană da, piesa da, de teatru și după spectacol când am venit cu copiii, cu elevii mei și da, am așa, văzut acest spectacol extraordinar în care ați depus tot efortul și toate armele pe care, arsenalul pe care îl aveți la îndemână pentru ca noi să ne simțim bine și să trăim niște momente extraordinare, că se evocau niște momente istorice, era și un teatru filozofic, filozofie, da, așa, pentru că da, rolul teatru este moralizator, așa cum din trecut vorbeați de Eschil, Sofocle, Euripide, de mari clasici ai teatrului grec și vreau să mi-amintesc de faptul că la piesa de teatru, când s-a jucat la Atena Căderea Miletului, la căderea Miletului, toți spectatorii plângeau în hohote. Da. Ei bine, ca să ajungi aici să plângi în hohote, înseamnă o dăruire extraordinară și niște sentimente comune pe care grecii care trăiau izolați în orașe-state, Milet, Efes, în Asia Mică, altele pe continent, Atena, Sparta, Corint, Teba. Ei bine, iată că teatrul a trezit acest sentiment al unității naționale și atenienii au fost cei care vor înfrunta pe barbarii, cum spuneau ei, perși, pe mezi, mezi da, spunea, în bătălia de la Maraton, obținând o victorie extraordinară, strălucită. Deci, cum să vă spun, ei s-au răzbunat într-un fel și și-au păstrat libertatea, muncit da, au luptat să-și păstreze libertatea, deși mai puțin la număr. Deci teatru are un rol moralizator extraordinar și eu am mers la teatru de când eram elev la liceu, la Teatru Davila. Am reținut și câteva fragmente din Vlai cu Vodă, că mi-a plăcut da, mult teatru da, istoric. Cândva, când am să mai trec pe la dumneavoastră, am să vă spun câteva replici ale lui Vlai cu Vodă, da, pe care nu le-am uitat din perioada liceului. Mi-a plăcut și mie, cred că am jucat și eu într-o mică piesă de teatru, școala generală, așa. Da, da. E o formă ceva de educație și de exprimare, tineri, sigur, și de exprimare. Da. Da. Și teatrul îți dă aripi, într-un fel, îți dă încredere da, în tine, îți dă echilibru, nu? Așa iar ce faceți dumneavoastră acolo și ce am făcut atunci că era vorba de întâi decembrie, da, eram cu domnul Ghilencea, Dumnezeu să-l odihnească, că după aceea i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Am pierdut un mare om da, care caligrafia atât de frumos dumnezeiește, păstrez de la dumnealui și am să vă aduc și dumneavoastră poeme a lui Eminescu, caligrafiate atât de frumos de domnul Ghilencea. Da. Și vă doresc mult succes și vă promit că am să revin la Teatrul Independent din Pitești și să ne întâlnim să cântăm împreună un Ozoseip, Ozoseip, da, Okineko Semechei, Okineko Semefechete. Îi mulțumim doamnei Luminița Borta. Într-adevăr, o autentică personalitate culturală
biteștean și nu numai din Bitești, din România și care suferă cu plăcere de această boală, patriotismul local și tot ce face, face pentru promovarea Piteștiului. O felicit și îi urăm succes pe mai departe.